Bia și Robert, Madi și Sergio au făcut împreună un live pe TikTok și au vorbit pe mai multe teme, în special despre emisiunea Mireasa, pentru că asta au în comun. A fost un comentariu ce îl viza pe Sergio și spunea că i-a căzut fața când a văzut că a fost pe locul al treilea și că Ioana și Marius au fost desemnați câștigători. Madi încerca cumva să scuze acea reacție, spunea că nu s-a simțit bine în ziua finale și poate de aceea li s-a părut că i-a căzut fața și Bia a spus că și ei i-a căzut fața când a văzut cine a câștigat. Cu siguranță nu s a fi așteptat ca ea și cu Robert să fie desemnați câștigători, dar uh, nici nu s-a bucurat că au fost Ioana și Marius pentru că știți uh, că Bia nu o agrează deloc pe Ioana. Au fost întrebați dacă au păstrat ceasurile de la Splendor sau au fost doar închiriate și spunea Robert că cei din top 3 au păstrat ce și-au luat, dar ceilalți le-au închiriat, butonii, ceasurile și alte lucruri. Doar top 3 a fost recompensat de către sponsori.